eu dacă n-aș fi plecat în Spania, sunt absolut convins că n-aș fi reușit să fac atâtea lucruri câte am făcut. Recunosc cinstit, adică cine nu recunoaște, eu cred că e ipocrit. Da, da, desigur, acolo în Spania era un era și erau toți, cum zice asta, era un oraș, aici este o lume, un munte. Mă simt 100% în locul în care trebuie să fiu și făcând ceea ce trebuie să fac și ce am de făcut. Sunt foarte ok cum sunt acum. Pe Gerul Vlașin l-am cunoscut în urmă cu 7 ani, când am participat la una dintre acțiunile culturale organizate de el la Madrid. Era unul dintre membrii importanți ai comunității de români din capitala Spaniei, poet, organizator de acțiuni și întâlniri culturale, care își trăia alături de familia sa visul spaniol. În apartamentul familiei Vlașin din Madrid am depănat amintiri despre neamul vlașinilor din Cătunul Transbordare, uitat de toate hărțile lumii, despre România din suflet și am încercat să vedem dacă ar fi posibilă întoarcerea acasă. Dacă m-ați fi întrebat acum o jumătate de an, aș fi zis că da, 100% și mâine m-aș. Acum că în sfârșit am reușit să profesez, să-mi fac meseria, să cunosc oameni extraordinari, muzicieni, compozitori, parcă mai stau și mai gândesc o secundă dacă m-aș întoarce acum, în momentul ăsta, m-aș întoarce, clar. Clar, mă întorc în România, nu o să stau toată viața mea aici, însă în momentul ăsta aș mai aștepta puțin. Unde este acasă cu A mare, cu majuscule? Pentru Gerul Vlașin. Acasă este acolo unde este familia mea. Și după 7 ani ne-am regăsit în curtea casei vlașinilor din Cătunul Transbordare, aflat la poalele munților Țibleș, la un pas de Maramureș. De vreo 2-3 ani, așa, împreună cu soția, aveam de gând să ne întoarcem în România, pentru că stăteam și ne gândeam de ce am plecat din România și am plecat ca să ne facem un rost, adică să avem un trai mai bun. Îl aveam. Și atunci am zis, când să ne întoarcem în România, când suntem bătrâni și bolnavi și nu putem să ne bucurăm de cei 20 de ani trăiți și munciți în străinătate? Și atunci am zis, e cazul să ne întoarcem, să ne bucurăm de cei 20 de ani de muncă la noi acasă, în transbordare. Pandemia a accelerat un pic decizia noastră de a ne reîntoarce, pentru că am prins primele luni cele mai crunte în Spania, februarie, martie, aprilie, mai, cu cifre din astea care erau cutremurătoare, cifre care se reflectă și în România, din păcate, cu 200, 300, 500, 700, 900 de morți, ceea ce a fost crunt, pentru că a trebuit să stăm 2 luni închiși în casă. Nu puteam ieși decât o dată pe săptămână, la sfârșit de săptămână, unul dintre noi să facem cumpărăturile de bază, iar copiii deloc. Copiii n-au ieșit 2 luni deloc din casă, era interzis, puteai să ieși de luai o amendă zdravănă. Și în a treia lună am putut să ieșim o dată pe zi, o oră, cu ei prin parc. Și atunci ideea a fost în felul următor. Am zis, sigur, am avut intuiție destul de bună, sigur o să vină valul 2 și valul 3 și vreau să mă prindă perioada asta de pandemie, zic, la mine în transbordare, acolo unde să fii izolat e absolut sublim, decât să fiu aici în Madrid, în bloc, unde să nu pot decât să mă uit pe fereastră și să îl văd și pe vecinul cum își scoate așa timid capul pe fereastră să vadă dacă nu cumva e prea aproape celălalt vecin de el. Și am zis, ne-am sfătuit cu Cristina și am zis, prima oportunitate care apare, toate erau blocate și zboruri și toți pe România, urcăm în primul avion și am plecat. Între timp ne-am pregătit bagajele, dar înainte de asta am vorbit cu copiii, pentru că pentru noi era foarte importantă opinia lor. Și am întrebat așa, am avut puține emoții, recunosc, și am întrebat ce părere aveți de următoarea chestie.
noi, eu împreună cu Cristina, cu mama voastră, ne-am hotărât că am vrea să ne întoarcem definitiv în România. Ce părere aveți voi? Și au zis, wow, ne întoarcem în România, wow, da, 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 cel mare își pusese alarmă pe tabletă și ne stresa în fiecare zi, suna alarma, deci, bă, lasă-o încolo de alarmă, nu, nu, zice, să nu pierdem avionul, să nu pierdem avionul spre România. Noi veneam în fiecare vară, eu fiind profesor acolo, aveam toată vara liberă, vacanță și atunci profitam și veneam cu copiii aici ca să profite, să stea cu bunicii, să vorbească mai mult limba română, să vadă cum îi se trăiește în natură și așa mai departe. Și pe ei am văzut întotdeauna foarte receptivi la vacanțele, la vacanțele în România și atunci am văzut că se mai schimbă puțin lucrurile în bine și în România și am zis că dacă tot avem casa și tot avem spațiul ăsta și cât de cât ne-am trăit cumva fiecare etapă a vieții, de ce să nu ne întoarcem acum când putem să profităm, când suntem sănătoși și putem să facem ceva aici și poate chiar să schimbăm câte ceva la nivelul comunității. A fost o ușurare când am ajuns acasă. Eu cel puțin până în momentul în care m-am văzut la poartă, am fost foarte stresată, într-un stres continuu. Bine, venea perioada asta cu pandemia pe care noi am trăit-o foarte intens la Madrid și toate problemele, pregătirea bagajelor, să le trimitem acasă și toate lucrurile astea. Și în momentul în care m-am văzut aici la poartă, în fața casei, a fost așa, în sfârșit, așa, parcă mi-am luat vreo 2 saci de bolovan din spate. Am așteptat foarte mult să ajungem acasă și suntem foarte liniștiți de când am ajuns acasă. Copiii familiei Vlașin au fost consultați și, așa cum am aflat, au fost fericiți că vor trăi în țara vacanțelor și a bunicilor. Noi, în casă, întotdeauna am vorbit la superlativ despre România. Și aici zic o greșeală a multor români care sunt plecați. Sigur că sunt frustrări, sigur că sunt nemulțumiri față de ce se întâmplă în România, pentru că majoritatea românilor sunt foarte plecați din afară, sunt foarte interesați de ce se întâmplă în România. Bine, și ce din România, e adevărat. Ori noi am evitat, deși aveam și noi motive să mai scoatem câte o vorbă așa neaușă, dar am evitat discuțiile astea și încercam să prezentăm România așa cum e de fapt. O Românie frumoasă, cu foarte mult zonă și natură vie. Îi aduceam pe copii în fiecare vacanță și ne plimbam cu ei prin pădure, mergeam la păstrăvărie, mergeam pe râu, la cules de ciuperci, cu bunicii la fân, la aduna fânul, toată ziua cu bunicii la văcuță, la purcei. Și au prins un drag teribil. A zis, vai, dar ce frumoasă e România! Ei din Madrid, adică s-au născut acolo, cu obișnuiți cu noi, doar știți prea bine, să vină la evenimente, să participe la concertele Cristinei, la lansările mele de carte, într-o viață așa dinamică. Da, dar când au fost întrebați la un moment dat, că m-a șocat și pe mine, i-a întrebat cineva, de ce vă place în România? Și amândoi la unison, pentru că e atât de multă libertate. Noi suntem români, spaniol mai bine. Darius? Și spaniol, și român, putem să spunem. Da, putem să spunem că suntem de două țări. Eu, în spaniol, eu tot timpul vorbesc cu fratele meu, Asi. Fratele meu? Spaniolă. Dar eu cu Darius vorbim română. Știi tu, nu? Acum vorbim română. Cum a fost când v-au spus părinții voștri că nu o să mai stați în Madrid și că vă întoarceți în România? Mie mi-a plăcut foarte mult să stăm aici. De ce? Pentru că e ca un fel de... o lume pentru mine. Un fel de lume deja. Da, că aici e teritoriul mai mare.
cel, adică aici pot să merg până la vale și să merg până acolo. Și am și mulți câini, am cu Jimmy 1, cu Bobby 2, cu Alex 3, cu Rex 4 și cu Nieve 5. Abia e dor de Spania? Nu pot să zic atât, pentru că nu mă mai aduc aminte. Cam da și cam nu. Pentru că prima dată da pentru prietenii mei. Dacă acum, în momentul ăsta, dacă în momentul ăsta mă vede prietenul meu din Spania chemat Andrei. Hola, Andrei, si me estás viendo, hola. No te escucho, no te... Adiós. Digo, la colega España era un... Era un toche... ¿Cómo se dice eso? Era un oraz, aici hay este... O lume. Un munte. Noi am fost foarte surprinși la cât de bine s-au adaptat ei la școală, cu colegii, cu copiii, cu limba română. E adevărat că mai au probleme la... nu înțeleg anumite cuvinte sau anumiți termeni și atunci trebuie să-i explicăm, dar ei s-au adaptat foarte rapid și foarte bine. Și am rămas surprinși de faptul că au... avut note chiar mai bune decât aveau în Spania. În ciuda faptului că ei nu vorbeau 100% corect românește, adică aveau accentul ăla de străin care vine în România și vorbește românește, dar ei s-au adaptat foarte bine. Ei sunt integrați total în tot ce înseamnă școala din Telciu. Întoarcerea în România a venit și ea cu noi provocări, cu adaptări și cu un plus de efort pentru a putea schimba din mentalitatea împământenită a locului, dar și cu o stare aproape zilnică de vacanță. Aici fiecare și-a găsit rostul imediat. Copiii se implică în activitățile casnice, ne ajută, pentru că am învățat că e foarte important să dea o mână de ajutor, mai ales că mâna de lucru aici e greu de găsit, ca de altfel în toată România. Am plantat niște mure, zmeură, aici am cumpărat un teren în spatele casei și ne-am făcut o plantație de mure, zmeură și coacăze. N-am găsit pe nimeni să vină să mă ajute să căpălesc. Nu e o suprafață mare, dar oricum, sunt aproape 40 de ari, adică pentru o singură persoană a fost de muncă, a muncit zdravă, chiar spunea taică-mă, aoleu, copile, dar tu când erai așa mai copil, mai tânăr, nu prea erai pasionat de agricultură, ci acum te văd... Da, zic, acum muncesc pentru mine și îmi place. Îmi place să stau în aer liber și să respir aerul ăsta curat. În momentul în care am ajuns aici, parcă s-a... Nu știu cum să explic. S-au blocat toate gândurile de... vai că o să-mi fie dor, vai că o să-mi fie greu, vai... Nu, eu, în momentul în care am ajuns aici, deja mi s-a schimbat ideea și m-am focusat pe cum să fac să pot să continui și aici la Telciu, ce am făcut la Madrid, adică m-am focusat pe ceea ce am de făcut. Și atunci, gândindu-mă și căutându-mi elevi și făcându-mi planul pe următoarele 6 luni, am fost antrenată în treaba asta și atunci nu mi-a fost greu. Adică am reușit oarecum să îmi îndeplinesc toate lucrurile pe care mi le-am propus. În Spania, familia Vlașin era implicată în tot felul de acțiuni și evenimente culturale. De când au revenit în transbordare, vlașinii continuă să fie conectați la viața culturală, chiar și cu un simplu click. E adevărat, eram acolo obișnuiți cu un ritm de genul nu exista sfârșit de săptămână să nu avem câteva evenimente, sau organizate de către noi, sau invitați la alte evenimente. Dar asta s-a întâmplat pe parcursul a ani și ani și ani de zile. Vine o vreme când ești supra-saturat, spui, ok, suficient, adică, cum spun unii, mi-am făcut damblaua, nu mai am nevoie de atâta agitație și atâta. Nu ducem dor, mai ales că, din fericire,
cu tot ce înseamnă noile tehnologii, cu internet, cu Facebook, cu Instagram, cu toate rețelele astea, acum suntem la curent cu ce se întâmplă. Dacă vrem să vedem live un eveniment din Madrid, la care sunt și prietenii noștri, vedem evenimentul. Dacă vrem să vedem un concert, vedem și la New York. Nu neapărat trebuie să mergem până acolo. E un avantaj foarte mare. Organizăm și aici evenimente, deci nu se pune problema că am venit aici și gata, am renunțat la tot ce făceam. Dimpotrivă, suntem aici cu o mulțime de evenimente. Avem și platforma noastră jurnalistică, cea pe care am înființat-o cu 5 jurnaliști români din străinătate, Rosum Presu, facem evenimente live. Am organizat un eveniment împreună cu primăria din Telciu și am creat o platformă, o pagină web, oameni din Telciu cu care ne mândrim. Am făcut un proiect la care am fost partener cu Centrul Cultural Clujean, o tabără interculturală cu 20 de copii din familii defavorizate din Patarât, de lângă Cluj. Au venit aici, la vecini au fost cazați la pensiune și am organizat ateliere de scriere creativă, ateliere de pictură, i-am dus la Badea Dumitru de la deal să vadă cum se face o mămăligă și cum se bagă fânul în șură. Au fost super încântați. Pe urmă am organizat întâlniri online cu tot așa literare, cu autori români și acum ultima activitate pe care o avem intensă, o campanie de strângere de fonduri pentru școala din Telciu, că noi aparținem Transbordare, că tunul ăsta aparține de comuna Telciu, unde merg și piticii, copiii noștri la școală. Și unde și Cristina este profesoară de muzică începând de anul ăsta. Și atunci am organizat o campanie de strângere de fonduri ca să dotăm și să amenajăm o sală de muzică la școala din Telciu. Să cumpărăm instrumente, să cumpărăm aparatură de audiție și mai departe. Cristina și-a donat pianul. Eu mi-am donat chitara, un alt prieten de la Cluj a donat vioara, Viorel Simionca de la Bistița a donat 5 manuale de muzică și încet, încet lumea a început să pună bani, au pus bani și din străinătate și din București, care n-aveam nicio treabă cu Telciu și nu știu unde e Transbordarea aia ta, dar îmi place proiectul. Cum, zice, că acolo într-o comună vrei tu să faci o sală de muzică și copiii să învețe muzică și să își dezvolte inteligența și personalitatea și mai departe. Și s-au adunat pe platformă peste 5.000 de lei, cash vreo 3.000 de lei, o asociație din Montei, din Elveția, cu care este înfrățit Telciu, 5.000 de euro, două piane și peste 10.000 de euro. Dacă stăm și ne gândim acum, calculăm, în o lună și un pic s-au adunat peste 10.000 de euro. Deci se poate și în Transbordare, și în Telciu, nu? O comună, să faci în așa fel încât lumea să se implice. Și acum, din ce mai multe lume, mergem în Telciu și ne oprește lumea pe stradă. Domnul Gelu, eu nu știu asta cu card și cu ce trebuie pe platforma aia dumitare, dar eu îți dau bani, uite, vreau și eu să pun 100 de lei pentru, sau 50 de lei pentru campania asta dumitare, că eu nu mai am copii la școală, dar e fain. Ce fain să aibă școala din Telciu o clasă de muzică și să învețe copiii să cânte la un instrument și să învețe la pian sau la vioară sau la fluier sau depinde fiecare ce pasiune. N-am întâlnit nicio piedică în ceea ce noi ne-am propus să facem. Strângerea de fonduri pentru instrumentele muzicale la școală sau dimpotrivă. Directorul școlii ne sprijină întru totul, adică vrea să ne creeze și o sală specială pentru orele de muzică. Copiii sunt foarte cuminți, sunt dintre ei și talentați. Telciu are o fanfară aici și am norocul să am elevi care fac parte din fanfară și pe lângă asta am elevi care sunt talentați la pian, am participat cu ei la concurs. Uneori, întoarcerea în România nu este deloc ușoară.
Gelu și Cristina Vlașin au anticipat într-un fel momentul și au gândit din timp un plan practic ca să nu-și pună bunăstarea familiei în pericol. Noi am fost precauți. Majoritatea celor care vorbim și vor să se întoarcă au ideea asta a fricii. Le lipsește curajul, efectiv. Zice, m-aș întoarce, dar n-am curaj. Zice, nu știu încă de unde să o iau de la capăt. Pentru că nu e ușor. Dar noi am venit cumva pregătiți. Deci n-am venit așa, ne-am aruncat în hău și acum de unde să... Nu. Noi am gândit o logică. Am zis, doamne, ne întoarcem, dar ce facem? Ne-am gândit încă de acum 2-3 ani și am început să tatonăm terenul. Adică facem un fel de studii de piață, de fezabilitate. Și am zis, dacă ne întoarcem, ce facem noi în transbordare? Și atunci am început să ne interesăm. Se pot organiza evenimente, putem să lucrăm online, este rețea de internet compatibilă, bună, ca să putem noi să facem evenimente și mai departe. Finanțări, dacă facem evenimente, de unde le obținem? Dacă vrem să facem o activitate agricolă, ce facem? Hai să cumpărăm terenul ăla din spatele casei. Ce cultivăm? Deci dacă mergem, ce plantăm? Punem cartofi, punem, doamne, nu merge chestia asta cu cartofi și cu nu știu ce. Haide să facem în așa fel încât să punem ceva să fie diferit. Și atunci ne-am gândit, gata, punem mure, smeură, coacăse. Ce face Cristina? Ea e profesoară de muzică. Era profesoară de muzică la o academie privată din Spania. Și avea și ore, cursuri de pian, canto și vioară acolo, avea elevi. Ar putea ea avea elevi aici în transbordare? Și a început să pună anunțul și să spună, sunt profesoară de muzică, sunt Cristina Vlașin, dacă aveți copii interesați să studieze muzica, inițiere muzicală, canto, pian și vioară. Și unul de la Romoli, doi din Telciu, trei din Bichigiu, doi din nu știu unde. Și a văzut că are deja vreo 10-15 elevi. Și a zis, ok, e un pas. Eu, ce aș putea să fac eu în afară de activitățile culturale? În afară de activitățile agricole? În momentul în care am venit, începând de a doua zi, noi aveam treabă. Întoarcerea acasă a românilor răspândiți în lumea largă începe să schimbe România. Cu greu, dar se întâmplă. Pentru că, oricât de bine ar fi departe, România este acasă. Știu că sunt mai mulți români care s-au întors și care au venit cumva virusați în ghilimele de fapte și întâmplări bune de dincolo. Și aduc cu ei experiența din afară și încep să o implementeze în România. Nu suntem numai noi aici în transbordare, mai sunt și alții în Maramureș, în Sud, în, probabil ați văzut și dumneavoastră, oameni care, prin puterea exemplului, încep să schimbe mentalitatea unei comunități. Mă simt 100% în locul în care trebuie să fiu.